La editura Bazilica a Patriarhiei Române a apărut recent partea a doua a celui de-al doilea volum din Manualul de Istorie Bisericească Universală. Lucrarea prezintă în cele 1045 de pagini situația generală a bisericilor ortodoxe din secolul al XI-lea până astăzi. Colecția Cursuri, Manuale și Compendii de Teologie Ortodoxă a fost îmbogățită cu o nouă lucrare, Partea a doua a volumului al doilea din Manualul de Istorie Bisericească Universală prezintă istoria fiecăreia dintre cele 14 biserici ortodoxe autocefale de la anul 1054, respectiv de la apariția lor până astăzi. În partea finală sunt subliniate diferite aspecte ale vieții bisericești din vremea noastră constatând faptul că în limba română nu există prezentări de sinteză ale tuturor bisericilor ortodoxe, autorii volumului propun aceste prezentări prin care este conturat profilul istoric specific al fiecăreia dintre aceste biserici, precum și specificul relațiilor interortodoxe. Elaborarea manualului a fost posibilă prin implicarea mai multor profesori români de istorie bisericească, sub coordonarea părintelui profesor Viorel Ioniță, consilier patriarhal onorific. Publicarea manualului de istorie bisericească universală pentru facultățile de teologie din cadrul Patriarhiei Române se înscrie în proiectul larg de editare a tuturor manualelor de teologie ortodoxă la nivelul cercetărilor la zi. Proiectul a fost inițiat de prefericitul părinte patriarh Daniel imediat după alegerea și instalarea sa în demnitatea de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.